Now that's what I'm talking about. Strategie militară. Now that's Game of Thrones. E timpul iar? Da, lumea are nevoie de o recenzie. Hai să începem direct, shall we? În sfârșit, Jon Snow întâlnește pe Daenerys. Abia aștept momentul când o să afle amândoi că sunt rude, că el este nepotul ei. Și mai e și jumătate Stark. Ați văzut când urcau ei treptele și Jon îi spune lui Tyrion: "But I'm not a Stark." Și trece dragonul pe lângă ei. Micile chestii din astea înseamnă scenariu bun și până acum e mai bun decât sezonul trecut. Singurul care ar putea să le zică chestia asta este Bran, care a ajuns la Sansa la Winterfell. Din nou, au fost momente în care te gândești, frate, cât timp trece între episoadele astea. Oricum, chestia asta cu inconsecvența temporală convenabilă pentru poveste trebuie ignorată pentru a te putea bucura de serial. Nu cred că poate fi remediată, deci asta e. Foarte bine scris dialogul, mai ales pentru discuțiile dintre The Mother of Dragons, Tyrion, Jon Snow și Davos. Nu cred că se putea mai bine și mai realist. Probabil și sper și abia aștept momentul când se vor alia, pentru că altfel nu o văd bine pe Khaleesi. Tocmai ce și-a luat-o în bunătatea și mila ei, cu care sunt total de acord, a cam costat-o 3 aliați și armata de Unsullied. Oarecum. Bine, a mai contat și înțelepciunea și viclenia lui Jaime, ajung imediat și acolo la armate și strategii, pentru că a fost pe cât de enervant pentru fanii Alianței, pe atât de mișto făcută și gândită. Euron se întoarce la King's Landing cu premiul promis, Yara Greyjoy și mai ales două dintre Sand Snakes moarte, iar a treia și cu maica sa Ilaria Sand, iubita lui Oberyn, prizoniere. Îmi rodeam unghiile așteptând să văd în ce mod horror o să le omoare Cersei, având în vedere că a otrăvit-o pe Fisa în Dorne, și am fost un pic dezamăgit, deși tortura aleasă este foarte psihologică. Cersei is a beast. Sam a reușit să-l vindece pe Ser Jorah, deci este liber să se întoarcă la the love of his life, Khaleesi. Probabil îi va lua să ajungă la ea până în ultimul episod sau ceva de genul, în timp ce restul armatelor o să se tot teleporteze de colo-colo, Jon Snow se va duce înapoi la zid cu sticla dragonului și iar înapoi de vreo 2 ori până ajunge Jorah, probabil. Bun, și în ultimele 10 minute s-au întâmplat parcă mai multe chestii decât în tot sezonul trecut din punct de vedere strategic. A fost foarte tare și satisfăcător cum nara Tyrion peste imaginile cu Unsullied care cucereau casa Lannister. But as a good friend of mine once said, give me 10 good men and I'll impregnate the bitch. Doar că zâmbetul mi s-a dus repede de pe buze când am aflat că planul lui Jaime de a se alia cu Lord Tarly pentru a distruge casa și pe Olenna Tyrell a dat roade și deci armata Lannister împreună cu casa Tarly a mai înlăturat un aliat de pe tabla băieților buni. Deci nepătații nu au găsit toată armata Lannister acasă, în schimb au găsit flota lui Euron Greyjoy care le-a distrus toate corăbile, așa că sunt blocați în castelul cucerit fără mâncare și probabil forțați să se întoarcă la regină pe jos. Încă o armată scoasă din schemă, deocamdată. V-am zis, pe cât de iritant, pe atât de șmecheră toată chestia asta strategică. Deci acum s-a echilibrat bine de tot balanța. Daenerys își mai are armata de Dothraki și de Unsullied, dar sunt cam separate. Fără nicio flotă, mai e Jon Snow în nord cu sălbaticii și armatele din nord care așteaptă armata de White Walkers. There's that. Și Cersei în sud cu armata Lannister, Tarly, flota Greyjoy și ce mai adună de pe la Tyrell, mă gândesc. It's gonna be fucking insane, să sperăm. Măcar un episod de război nebun cu toți eroii din fiecare armată luptându-se unii cu alții. Dureroasă un pic scena de la sfârșit când știi că o să moară bătrâna Olenna Tyrell, care până la sfârșit a rămas super șmecheră și i-a zis lui Jaime că ea l-a omorât pe Joffrey. Citez, cause fuck that dude. Oh, și Cersei este ca o molimă. Beware. Well said. În concluzie, episodul ăsta le-a cam revenit Lannisterilor. Serialul ne ține cu sufletul la gură, cum și sperăm să o facă în continuare. Nota mea pentru acest al treilea este 9+. Well done, HBO. Merge bine. You're doing great. Carry on. Pentru cine este nou, tricoul meu este de la Catrioșca, catrioșca.ro, pentru a vă face o idee asupra produselor lor, pentru că sunt multe feluri și sunt cool și merită. Check them out. Nu uitați, subscribe, comment neapărat și vizionare plăcută. Pupa. Khaleesi. Oberyn, prizoniere. Mamă, ce-am scuipat. Bun. Și în ultimele... Bun. Și în ultimele 10 minute... Bun. Și în ultimele 10... Bun. Și în ultimele 10 minute... 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 Bun. Și în ultimele 10 minute s-au întâmplat...